Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există un proverb vechi pe care îl știm cu toții, care spune că Dumnezeu îți dă, dar nu îți pune în traistă. Și te așteptați să-l și înțelegem, dacă tot ne place să-l folosim în diverse ocazii. Cu alte cuvinte, când cineva vrea să te ajute, poate că e cazul să faci și tu un efort. Cumva e cam pilda cu Leneșul lui Creangă. Mai țineți minte povestea? Leneșul acela care era dus la spânzurătoare și întreba binefăcătorul care voia să-l salveze și să-i dea de mâncare, să-i dea un loc, dar muieți-s post magii. Eu nu pot să nu mă gândesc la aceste pilde când văd o știre ca asta. Deci, deși România a avut, și sper că încă mai are, la dispoziție 200 de milioane de euro, fonduri europene, ca să reabiliteze instalațiile electrice și de oxigen din spitale, după 3 ani de la lansarea proiectelor, niciunul nu a fost dus la bun sfârșit. Niciun proiect semnificativ din acestea nu a fost dus la bun sfârșit. Și ăsta e momentul în care îți vine să închizi țara și să pleci unde vezi cu ochii. Deci este vorba despre o reacție după incendiile devastatoare din secțiile de terapie intensivă din vremea pandemiei. Sunt convins că țineți minte, doar într-un an, în 2021, au fost 11 incendii în spitalele din România, din cauza nerespectării procedurilor, dar și din cauza instalațiilor vechi, predispuse la diverse avarii și scurt-circuite. Au murit atunci zeci de oameni în aceste incendii, 45 cred cu totul, 10 la Piatra Neamț, 20 la Matei Balci în București. Lista este cutremurătoare și foarte lungă, din păcate. Așa că după incendiul de la Matei Balci, care a fost îngrozitor și, vorba aia, îmburit cu târgul aici, în capitala României, autoritățile au deschis o linie de finanțare din fonduri europene, bani cu care să fi fost modernizate instalațiile electrice și de oxigen, plus să se instaleze sisteme de alarmare și de detecție la incendii în spitale. Au fost aprobate proiecte în valoare de 200 de milioane de euro, bani europeni, care ar fi trebuit să modernizeze instalațiile din peste 100 de spitale din această țară. După 3 ani, doar 6 spitale au reușit să-și instaleze sisteme de alarmare la incendiu. Jumătate din spitale n-au ajuns nici măcar la 15% din implementarea proiectelor de modernizare. Niciun proiect major nu a fost finalizat, scrie publicația context.ro într-o anchetă pe care vă recomand. Multe contracte au fost încheiate cu o firmă, Hospital Technical Solutions, care pare să aibă un succes deosebit la câștigarea de contracte pe bani publici în acest domeniu. E aceeași firmă care a fost implicată la un moment dat în scandalul mitei pentru fostul ministru al sănătății, Sorina Pintea. Un scandal despre care, ce să vezi, nu mai știm mare lucru. De data asta, firma a prins contracte de 22 de milioane de euro. Dar lucrările pe care trebuia să le execute n-au ajuns nici măcar la o treime, scrie publicația context.ro. Altă firmă, care a câștigat 7 contracte în valoare totală de 12 milioane de euro, face parte din grupul UTI, ai cărui șefi au încasat acum 4 ani și o condamnare cu suspendare pentru dare de mită, și o altă firmă care are succes deosebit la câștigarea de contracte cu statul, de bani publici. La București, ASSMB, adică Administrația Spitalelor, care ține de municipalitate, ar fi trebuit să cheltuiască 16 milioane de euro pentru modernizarea antiincendiu, dar nu a reușit să folosească aproape nimic din acești bani. Poate vă mai amintiți că în toamna anului trecut, adjunctul de la ASSMB a fost arestat și el pentru luare de mită. Un domn plută. Scandalul de pe lume. Deci una peste alta, trebuie să observăm că reacția inițială a guvernului a fost cea corectă. Adică, au constatat, avem o problemă gravă. Ard oamenii în spitale pentru că instalațiile sunt vechi. Ce trebuie să facem? Să le refacem, să le modernizăm. Cu ce bani? Păi putem lua bani de la Uniunea Europeană pentru asta. Pentru oamenii ăia se uită la noi și spun, vor să ne ajute, să ne civilizăm, să creștem standardele de viață, nu? Să ne modernizăm. Ne dau și bani pentru asta. Sunt unii acolo care spun, bă, ăștia sunt în familia noastră, mai săraci, mai prostovani. Mai mă că vă dăm niște bani să creșteți. Luăm banii, toate bunele intenții s-au necat în mociri la corupție care sufocă sistemul public de sănătate. Deci, aici trebuie să ne gândim și la situația noastră, a fiecăruia dintre noi. Pentru că noi, an de an, noi cetățenii, contribuabilii, dăm statului din ce în ce mai mulți bani pentru sistemul public de sănătate. Prin lege, suntem obligați. Contribuțiile de sănătate sunt obligatorii pentru orice angajat. Și e bine că este așa. N-am nimic împotriva ideii. Foarte bine.
Dar mi se pare că nu facem decât să îmbogățim din ce în ce mai tare niște hoți. Adică noi contribuim, pentru că cresc veniturile. Procentual ajung din ce în ce mai mulți bani asta, dar am senzația că noi sunt alții se bucură. Adică sunt niște hoți care spun ce bine că ăștia dau din ce în ce mai mulți bani, că noi putem să furăm din ce în ce mai mult. Aici revin cu propunerea mea mai veche, care nu găsește prea mulți fani, dar asta e, rămân la părerea mea că sunt încăpățânat. Aș vrea să putem să alegem unde să virăm contribuțiile noastre de sănătate, cele obligatorii, la stat sau la privat, sau măcar o parte din ele. Adică măcar să putem spune, domnule, vreau ca 5%, 10% din ce contribui eu pentru un sistem de sănătate să se ducă pentru asigurare privată, în sistemul privat. Pentru că statul, oricum ai dau, de fiecare dată descoperi acest lucru, oricând încerci să privești în direcția asta, statul rămâne cel mai prost administrator a orice în țara asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.